one. Oh. Another one's lifted up. We're not even in the worst of it. No. The best experience we've had, we know that. The end could be fatal. We ask you, we beg you, we plead with you to get to a place of safety. From the police department, we've been out door to door, particularly in those areas where we ask for people to evacuate. Mulți dintre locuitori au ascultat sfaturile autorităților și s-au mutat pentru moment în adăposturi provizorii. Alții însă au preferat să rămână pe baricade și să filmeze urgia. That is the dock. Bomba card. That's why I can't even reach it. You can see now the waves are crashing in between those buildings there. Shingles are coming off one of the building at this stage. Potrivit meteorologilor, în perioada următoare pe traiectoria uraganului s-ar afla statele americane Florida, Georgia, Carolina de Sud și Carolina de Nord. Ask everyone in Hurricane Dorian's path to heed all warnings and evacuation orders from local authorities. It looks like they're going to have to be giving them, unfortunately. And we should watch. It's been lurking. It's just been building out there. It's been moving very slowly. It's a bad thing, not a good thing. The slower it moves, the bigger it is and the bigger it gets. Pentru moment, se pare că interiorul statului Florida ar putea scăpa de furia acestui fenomen extrem. Însă există pericolul ca zona de coastă să fie măturată de valuri uriașe. It's a very, very unpredictable hurricane. We are not solid on any path at this time. Ca măsură de siguranță, guvernatorul Floridei a decretat starea de urgență pentru întreg statul și a făcut apel la cetățeni să-și facă rezerve de mâncare, apă și medicamente pentru cel puțin o săptămână. Imaginile surprinse din spațiu de cei de la NASA arată dimensiunile uriașe pe care le-a dobândit uraganul în câteva zile. Autoritățile de peste ocean spun la unison că Dorian ar putea fi cea mai gravă furtună de la uraganul Andrew, încadrat tot la categoria 5, care a provocat moartea 65 de persoane și a distrus peste 60.000 de locuințe.